Navigatorul Dorel Nacou este primul român care a traversat solitar Oceanul Atlantic. Am visat să traversez Atlanticul de când am văzut acest orizont la sfârșitul mării, când am ajuns în Marsilia. Am descoperit această cultură tipică franceză a cursei individuale și am vrut să lansez provocarea printr-un proiect îndrăzneț, să traversez singur Atlanticul, scrie Dorel Nacou. El este legitimat la filiala din Constanța Clubului Nautic Român și a urmat un traseu ce însumează 4.801,27 mile nautice. Acesta a fost parcurs în 41 de zile cu o viteză medie totală de 4,88 noduri pe oră. Iahtmanul român a ajuns în portul Le Marin chiar în Ziua Națională a României. Nacou își dorește ca în 2018 să organizeze împreună cu colegii din club o cursă de anduranță pe Marea Neagră.